Cei trei R. Tradus în comunism. Recuperare, refolosire, recondiționare. Însă, transpus în logica războiului duhovnicesc ca rutină, rugină, ruină. De mii de ani, uzina tot mai greu face față cerințelor. Producția de calitate scade vertiginos. Pierderea vigilenței, ignorarea cerințelor de calitate, transformă lucrarea despătimitoare în rutină. Îngăduind rebuturi, exemplare șubrede, găunoase, false trăiri de suflet, pe care apoi, prin înșelare, le parafează conforme cu originalul, ca autentice, purtătoare și împlinitoare de chip divin, sortind ruginei și ruinei chipul de om. Comisia de control, conștiința, zăcută în adormire, cu glasul năbușit de compromis, se face că nu vede, dând voie logicii și chipului căderii, să învăluie, terfelind chipul de rai, declarând ca viabilă această monstruoasă anomalie. Parcă aș fi condamnat spre autodistrugere. Oricât aș vrea, din zi în zi, se oxidează și ruginește inevitabil cât un organ. Ulei de uns, aparat de lipit, filtru de aer, piese de schimb, disperată încercare de revizie. În zadar, revizie ratată. O mână criminală a virusat programul și din culise deja duhnesc biruitoare hohote demonice. Sabotaj reușit. Prin virusare cu cei trei R, încât acum paralizat în nelucrare zaci ca ruinare. E tot ce ți-am dorit. În calea spre împlinirea umanului, ca îndumnezeire, prin părtășirea cu Harul Divin, în lupta despătimitoare, nu poate fi sporire lucrând din inerție și din obișnuință, ca simplu automatism, ci doar întru cunoștință rugându-te și întru cunoștință nevoindu-te. Și întru cunoștință, asumându-ți chemarea și identitatea de sine ca mădular al trupului lui Hristos, doar așa înlături rutina, ce-i început al împietririi și morții sufletești, a pierderii în uitare a sensului lui a fi și astfel scuturi rugina de pe organe înaintea Părintelui Ceresc cu închinare întru iertare revenind. Rutina, rugina, ruina, cei trei malefici R, devin într-o transfigurare, rememorare a originilor sfinte, reîntoarcere la casa Tatălui, reînvierea chipului de fiu. Și omul, în cinste fiind, n-a priceput. Alăturatul s-a cudobit toate cele fără de minte și s-a asemănat lor.